Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi cei din Zodia Capricorn sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Capricorn. În perioada 16-30 noiembrie 2022. Și vom începe cu un mesaj din partea oracolului iubirii unde avem umilință dumnezeiască. Ai dezvoltat conștiința plină de iubire a faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite. Bun, dragilor, înseamnă că voi în perioada următoare veți lua decizii foarte importante pentru sufletul vostru. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să -mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Bun, dragilor, haideți să vedem care va fi energia principală pentru următoarea perioadă. Și aici avem un șapte de cupe, foarte multe iluzii. Atenție la ce aveți în, sau în cine aveți încredere în perioada următoare? Apar iluzii, apar înșelăciunea, nevoia de a face o alegere. Văd și foarte mult discernământ sau nu știu, este nevoie de o situație ciudată, să spunem, ca să puteți lua o decizie sau să ieșiți dintr-o zonă de nehotărâre. Apar mai multe idei, apar mai multe persoane în jurul vostru. Ajungeți într-un punct în care vă simțiți așa copleșiți de tot ce se întâmplă. Pe de altă parte, unii dintre voi veți fi foarte veseli pentru că petreceți foarte mult, cumpărați cadouri, oh și eremitul, sunteți atenți la nevoile cuiva drag din jurul vostru. Eremitul aduce singurătate, urdurința voastră de a vă retrage și de a analiza foarte bine situația în care vă aflați. Poate că, sau poate luați o pauză de la tot ce se întâmplă în jurul vostru, de la, cu, de la toți oamenii cu care voi intrați în contact, pentru că încercați să conștientizați ceva. E, aici este vorba de căutarea sufletului vostru, de nevoie sufletului vostru, de ce am eu nevoie, pe cine iubesc eu sau pe cine ar trebui să iubesc sau de cine am nevoie în viața mea ca să-mi fie bine. Meditați, stați retrași. Poate aveți de -a face cu un semn de apă, rac, scorpion, pești sau cu un, fecioară, cu o fecioară, dar apare nehotărârea aia, uitați, n-a trebuit să luați o decizie și nu vă grăbiți, pentru că vă este teamă ca nu cumva să fie o alegere greșită. Stați și uh, analizați bine ce se întâmplă, după care vă hotărâți. Până la sfârșitul lunii luați o decizie, doar că în timp ce voi stați și vă gândiți și analizați și contemplați asupra situației, apar fel și fel de vizite, vești, mesaje, telefoane, întâlniri care vă cam dau un pic peste cap. Ce va gândi persoana iubită? Wow, turnul și împărăteasa. Dacă v-a respins, dacă a fost indiferent, neimplicată, neinteresată de voi, brusc vedeți interes din partea lui sau din partea ei și se dărâmă munte, să spunem, dar se destramă o situație care a fost așa foarte încordată, să spunem. Aici dispar anumite obstacole, blocaje, probleme, întârzieri care au fost, persoana care nu a dat curs și apar provocări, da, dar aici este vorba și de atitudine, de persoană care vrea să se impună, să fie ascultată. Deci persoana aceasta vine cu o multitudine de gânduri către voi, pe, peste noapte. Nu v-ați fi așteptat, nu vă așteptați la, cea, la așa ceva. Ceva va simți valetul de băte? Persoană care își exprimă sentimentele în felul lui sau în felul ei, să spunem, pentru că valetul de bătăi aduce multă impulsivitate, imaturitate, dorința de a se juca, de a. e multă energie. E focusul pe tachinări, poate. Aici vorbim și de mult curaj. Poate fi vorba și de o persoană care pleacă într-o călătorie și înainte de a pleca vă spune ce simte cu adevărat. Văd foarte mult entuziasm, dar apar și oportunitățile astea de a declara dragostea, de a se arăta. Pentru că apare un fior, un entuziasm, o situație nouă care vă încântă. Persoană care dă dovadă de curaj, pentru că văd suflete pereche. Deși stați un pic spate în spate, cumva nu vă uitați cu totul unul la celălalt, dar o să vină și momentul respectiv. Pentru ce faci într-o relație? Aveam un 10 de monede care aduce multă siguranță și un 10 de bâte. Hmm, apar mici neînțelegeri în cuplu. Orică se instalează plictiseala, rutina, banalitatea, nu faceți nimic nou în relația voastră și de aici. Nu vă mai simțiți iubiți. Voi trebuie să aduceți ceva nou și proaspăt în relația voastră. O ieșire, o surpriză, să vină din partea bărbatului deci dacă sunteți bărbați voi trebuie să aduceți ceva nou în relație dacă sunteți femei voi trebuie să aduceți ceva nou ca să încântați bărbatul de lângă voi pentru că vorbim de foarte multă dragoste, iubire dar aici se prăfuiește dragostea aceasta relația aceasta ajunge într-un punct în care parcă um, vă vedeți toate defectele deci trebuie să aduceți din nou în prim plan ce v-a adus împreună ce v-a făcut să vă îndrăgostiți unul de celălalt ce ați clădit până în momentul actual, că aici vorbim și de relații de ani de zile. Pentru cei aflați într-un trio amoros, avem eremitul. Din nou, deci la voi există o nevoie a sufletului de a fi iubit, înțeles, apreciat, vă simțiți singuri, apar multe conflicte, multe discuții în contradictoriu, simțiți că pierdeți teren, vă retrageți și persoana aceasta insistă să fiți din nou împreună. Doar că este o relație karmică, văd foarte multe despărțiri, foarte multe împăcări și situația va persista sau va predomina sau, mă rog, va continua în ritmul acesta atâta timp cât voi permiteți lucrul acesta. Găsiți variante, găsiți soluții, dar ajungeți din nou în același punct. Nu se concretizează, nu se încheagă nimic în povestea aceasta de dragoste. Pentru cei singuri avem o șase de bâte. Primiți o veste bună. Atrageți atenția cuiva pe care ați vizat de foarte mult timp și vine o declarație de dragoste, o ieșire la o cafea, la un ceai, o întâlnire unde puteți să vă cunoașteți mai bine sau puteți da curs unei povești de dragoste pentru că văd sentimente din ambele părți. Cineva are curajul să spună o întâlnire de seară sau într-o seară primiți o veste bună din partea cuiva care se cam îndrăgostește de voi. Puteți avea de face și cu semne de aer, gem, balanță vărsător. O fecioară joacă un rol important în viața unora dintre voi. Avem și semne de foc, berbecle, o săgetător și semne de apă, rac, scorpion, pești. Surpriza vine cu șaptele de spade. Scăpați de o trădare, de o minciună, de o înșelărciune de care tot ați fost agățați. Voi ați trăit foarte mult timp în minciună. Unii dintre voi. Numai că nu o să mai fie așa. Sau, în sfârșit, puteți să nu mai trăiți din amintirile dureroase pe care le-ați avut, pe care le-ați întâmplat și să vedeți totul altfel, pentru că, în sfârșit, începeți să vă uh, rupeți de situațiile în care v-ați ancorat, să găsiți variante de uh, rezolvarea situației, pentru că altfel lucrurile vor, se vor mișca în momentul în care voi vă eliberați de o amintire neplăcută. Provocarea vine cu regina de spade. Aveți de-a face cu o persoană care e cam dură. O persoană care vă trădează. Deci vă trădează, vă minte, vă înșeală, vă face să suferiți. Dar în același timp parcă nu și dorește să vă piardă și cumva vreți să aflați. Măi, ce facem? Suntem împreună, nu suntem mără, nici nu mărănești, mă rănești, dar nu sunteți o piesă de puzzle care completează, da? Ori sunteți din cutie, din puzzle respectiv, ori sunteți rezerva, că persoana aceasta vă tratează într-un mod în care lui sau ei se pare corect. Și avem din nou valetul de bute. Da, avut foarte multă ispită, tentații, discuții în contradictoriu, rivalități în dragoste, gelozii, invidii și o persoană din trecut sau o energie din trecut. Ceva din trecutul vostru vă dă târcoale, ceva din trecutul vostru nu s-a vindicat, nu s-a terminat, acolo trebuie să lucrați un pic. Sfatul vine cu faetonul. Faetonul care duce o direcție nouă în viața voastră, da? Urmați-vă calea, urmați-vă destinul, faceți un drum, faceți o călătorie, nu neapărat fizică, da? Poate fi mentală. Trebuie să vă rupeți de o situație care nu vă mai este. Mișcați, da? Mișcați înainte, apare un impuls pozitiv, o motivație, poate. Renunțați la trecut pentru a păși în viitor. Și viitorul acesta aduce multă împlinire sufletească, pentru că vă ajută să scăpați de confuzii, de situații problematice, de suferințe în dragoste. Ia uitați, și nebunul care duce un nou început, deci clar, sfatul vine prin faptul că renunțând la trecut, puteți păși în viitor cu multă determinare, vă atingeți uh, potențialul sau, nu știu, uh, iubirea, aici poate fi vorba și de multă încredere, sau vă simțiți în siguranță în pielea voastră, în calea voastră apar lucruri bune, frumoase, da, și vă întâlniți și mare dragoste cu care puteți să o viață întreagă sau liniștea aceasta sufletească de care aveți nevoie mulți dintre voi. Bun, dragilor, cam atâta am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!